Printr-o hotărâre de guvern adoptată joi 17 decembrie 2020, județului Vâlcea au fost alocate 13.450.000 de lei pentru 41 de localități conduse de primari PNL. Coincidență sau nu, doar primarii liberali au primit bani. Unii dintre ei, chiar dacă sunt liberali, au fost batjocoriți, deoarece este inexplicabil că orașe precum Berbești, Brezoi sau Călimănești urmează să primească 100.000 de lei, iar comune precum Sutești sau Șușani 1.000.000 de lei, respectiv 800.000 de lei. Iar lista poate continua. Foarte bine, să îi cheltuie sănătoși. Dar cu celelalte localități ce se întâmplă? Ele nu există? În Vâlcea, PNL alege cine să trăiască și cine să moară, administrativ vorbind. Răspunsurile pot fi numeroase, concluziile sunt însă câteva. PNL își bate joc de județul Vâlcea și calcă în picioare primarii, unii chiar liberali. Analizând situația, constatăm că în toate localitățile cu primari liberali, în care PSD a câștigat alegerile, au fost repartizate sume foarte mici. Întâlnim și situația când, alături de primăriile PSD care nu figurează pe listă, se află și primării PNL care, de asemenea, nu primesc niciun leu. Ca de exemplu, Mihăiești, Drăgoiești, etc. Deci, este evident răzbunarea și ticăloșia cu care a fost întocmită această listă. PSD Vâlcea rămâne alături de oameni și va sprijini în continuare administrațiile locale prin toți reprezentanții săi aflați în funcții administrative la nivelul județului. Se arată într-un comunicat al biroului de presă al PSD Vâlcea.